Rivaldinho neatent, mingea sare la Bancu, Bancu și Yanis, duelul capitanilor, Bărbuț și este gol! Gol pentru Craiova în minutul 9, Bărbuț deschide scorul pe fondul unor greșeli în apărarea celor de la Viitorul. Craiova începe foarte bine această partidă. Încă din primele secunde ale jocului am văzut o Craiova extrem de ofensivă, foarte deciși. Băieții lui Davis Mangia au luat cu asalt poarta lui Cojocaru. Iată faza. O poziție cel puțin suspectă. Mai degrabă aș spune că este offside la poziția lui Bărbuț. I-am văzut și pe jucătorii de la Viitorul, din apărarea celor de la Viitorul, fără reacție, crezând că de la margine se va ridica fanionul. Ei bine, tușierul de pe acea parte, asistentul 1, Radu Adrian Ghinguleac, nu a ridicat fanionul. Bărbuț a tras cu ochiul către marginea terenului, a văzut că tușierul golului de mai devreme, Bărbuț foarte și-a cerut mingea și ocazie mare de 2-0. O nouă eroare de această dată a lui Băluță. Iată-l aici pe Bărbuț centrând pentru Forteș. Băluță nu reușește să respingă acel balon și Forteș foarte aproape să se întâlnească cu acel teren după 3 deplasări consecutive. Forteș în plasa laterală. O nouă ocazie mare pentru Craiova. Ce se întâmplă însă cu formația lui Gică Hagi în acest debut de partidă? Apărarea celor de la Viitorul depășită complet și de această dată. Mult prea ușor au combinat acolo jucătorii Craiovei. Viitorul cu întreg efectivul în jumătatea adversă de teren. De la Iacob, mingea ajunge la Yanis. Un șut de la mare distanță de poarta lui Piliaceli, dar cât de aproape a fost această minge, puțin peste poarta italianului Piliaceli. Excelentă execuția lui Yanis Hagi. Elan scurt lovește bine balonul. Ar fi avut nevoie aici și de o doză de șansă Yanis Hagi, pentru a reuși multe soluții din acea zonă a terenului. Se preferat să paseze cu Drăguș. Acum Yanis, gol! Minunăție a lui Yanis Hagi în minutul 43. Un gol magnific a lui Yanis Hagi, un gol care l-ar face invidios chiar și pe Rivaldo, chiar și pe Gică Hagi. O bijuterie a capitanului de la Viitorul în acest minut 43, 1-1. Viitorul avea nevoie de o asemenea sclipire, de un asemenea moment de geniu, iar acest moment vine din partea capitanului său. Yanis Hagi reușește unul dintre cele mai frumoase goluri ale campionatului și meciul este relansat încă o dată. Această reușită cu adevărat excepțională, din nou Yanis cu o mișcare scurtă, elan redus din partea capitanului de la Viitorul și Yanis catapultează balonul în poarta lui Piliaceli, la poarta celor de la Viitorul. Între timp, gazdele sunt în ofensivă. Ganea pentru Rivaldinho! Rivaldinho marchează pentru 2-1 în minutul 57 și din nou tatăl său îi poartă noroc, așa cum s-a întâmplat și în 2017, când Rivaldinho marca un gol de poveste în tricoul lui Dinamo împotriva lui Athletic Bilbao. Din nou Rivaldinho marchează într-un meci la care asistă și tatăl său, fostul mare internațional brazilian Rivaldo. 2-1, Viitorul este în față pe tabelă în disputa cu CS Universitatea Craiova. Rivaldinho la primului gol în campionat pentru Viitorul lui Gică Hagi. George Ganea abia intrat pe teren, își face imediat simțită prezența. Asist pentru Rivaldinho, brazilianul.
Arcaj de jucătorii Craiovei, Rivaldinho, iată-l aici pe Matei încercând cu un efort supraomenesc să-l blocheze.